traduzindo agora. Por semana, primeiro. Ainda com ele, vá para a cena e automóvel! Deixa-me a turca! Să rămân aici și nu am bani. Nu aveți bani, înseamnă nu trebuie să vă urcați în mașină străină și să o furați. Dacă eu nu am urcat. Păi, proprietarul mijloc transport mi-a comunicat că precum că eu furat mijloc transport la gara auto. Și l-am urmărit, l-am ajuns din urmă și l-am reținut. Este înregistrat video cum el se deplasează la volan, nu vrea să spună cerințelor să oprească la momentul dat. Ce ați consumat ceva? Eu vizat și la asta. Domnul, aveți careva acte? Careva act de identitate aveți sau nu? Nu dețineți un alt din zătă. În moment nu am. Cine v-ați oprit de acolo? Arătați, vă oprit. Cine arătați? Așa e. Eu am păcuat. Și dacă aveți păcuat și trebuie să furați mașină. Și nu vreți să vă coborâți din mijloc transport de rată. De ce ați opus rezistență? Uite, eu stau așa. Da, eu cer tare am greșit. Stați la evidență undeva? Nu știu, nu știu, nu știu. Ce scop ne-ați transmit în municipiul Soroca? Ce scop? Aviment, sunt vizită la o persoană. Da? Unde stai fără? Și v-ați pornit la gara auto, după care ați decis să vă urcați la un automobil care nu vă aparține, da? Exact. Adică vina dumneavoastră parțial vă recunoașteți? Eu recunosc tot mie. Simplu, recunoașteți vina ca... Adică cum? Nu că m-a strat. Eu aici recunosc că am greșit. De tot. Recunosc că să-i fără de școală. Spuneți cum v-ați săturat, ce v-ați săturat? M-a strat de nedreptate, m-a strat. Dar pe asta e dreptate să luați în loc cuiva care nu vă aparține. Nu e dreptate, dar vă spun așa cum este. Dar am vrut să ajung la Chișinău, că vreau și jos. Așa de o mașină, eu știu și... Nu știu, pe jos o să ajung pe metri, asta e greu. Pentru mine, dar sunt rutieri care... Dar pe lor s-a rugat un șofier de maxi taxi. Corect, aici... Vine vă recunoaște. Vine vă recunoaște. Ați furat automobilul. Automobilul și ați deteriorat automobilul. Da, ați comis accidentul rutier. Ne-ați recunoaște, da? Recunosc. Da?